Treanu, la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua! Bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii România în direct, care se desfășoară din Timișoara. Suntem în sala Teatrului Maghiar de Stat, de pe strada Alba Iulia. Vă spunem asta pentru că începând de la ora 16 vom avea aici o dezbatere, deci puteți să vă faceți programul, cei care sunteți prin preajmă, să veniți deja. Dar până una alta facem dezbaterea telefonică cu voi, așa cum sunteți obișnuiți la această oră. Da. O să facem, v-am spus, o să cădem în istoric, în păcatul de care istoricii se feresc într-un mod ipocrit. De fapt, toată lumea vrea să facă istorie contrafactuală, adică să ne imaginăm ce ar fi fost dacă, pentru a putea răspunde la întrebarea dacă a meritat sau nu să moară oameni în decembrie 1989. Acum, la 30 de ani, că știm cu toții ce s-a întâmplat după decembrie 1989 cu țara noastră, aceasta e întrebarea. A meritat sau n-a meritat? Eu nu sunt de acord cu Moise aici. Eu nu vreau să formulez a meritat sau nu, pentru că e foarte dur și na, nu suntem noi Dumnezeu să spunem ce merită și ce nu merită moartea unor oameni. Dar cred că putem discuta dacă aceste, sau o parte din aceste morți au fost inevitabile, sau morțile din 1989 au fost inevitabile în prăbușirea comunismului din România. Eu cred că, mă rog, istoria a arătat că s-a prăbușit peste tot comunismul și că nici în România nu avea cum să reziste mai mult de cât 2, 3 ani, 4 ani, cel mult. Pe de altă parte, dacă stăm și ne uităm la ce s-a întâmplat în 2, 3, 4, 7 ani după Revoluție, putem ajunge lesne la concluzia că, de fapt, comunismul nu s-a prăbușit în România. Comuniștii, mai bine zis, au rămas la putere, chiar dacă n-a fost Nicolae Ceaușescu unul dintre ei. Asta e nuanța. Asta e nuanța. Eu spun că s-a prăbușit comunismul, dar că mulți comuniști și-au păstrat puterea, influența, sau mulți și-au crescut-o. În același timp, acesta este până la urmă un exercițiu de cultură democratică, pentru că în anii aceștia, la aproape 30 de ani, mă refer la 2018, la august 2018, când am fost iarăși pe buza unei intervenții în forță cu victime și așa mai departe și chiar a pericolului de a cădea în liberalism, dacă nu în dictatură direct, eu cred că acesta este momentul în care, fără să arătăm dispreț și din contră, respect pentru morții Revoluției, părerea mea este că trebuie să ne intre odată bine în cap tuturor că nu există ideologie sau stare de fapt pentru care să merite să moară cineva. Asta e opinia mea. Ce este libertatea, Moise? Merită să mori pentru libertate? Cu condiția să știi exact pentru ce mori. În cele mai multe situații, oamenii simt libertatea atunci când nu o mai au. Iar în 1989, românii nu mai aveau libertatea de hăt-hăt, de 45 de ani. Putea fi răsturnat altfel comunismul decât prin morțile unor oameni? Eu zic că da. Bun, în primul rând că eu aș vrea să facem o distinție între cele două faze ale evenimentelor din decembrie 1989. Între ce s-a petrecut la Timișoara și în București până pe 22 decembrie la ora 12, când Ceaușescu a fugit de pe clădirea CC cu elicopterul, și ce s-a întâmplat după. În Revoluție, statisticile oficiale spun că în intervalul între 16 și 25 decembrie 1989 au murit cam peste 1100 de persoane. 1104 și au fost vreo 5000 de răniți. Dar trebuie să înțelegem că până la fuga lui Ceaușescu au murit ceva mai mult de numai o zecime, adică 126 de persoane, 73 la Timișoara și încă 49, mă rog, în București, în noaptea de 21 spre 22. Despre aceste morți, eu pot să susțin că au fost, din păcate, inevitabile pentru a provoca prăbușirea dictaturii ceaușiste și a comunismului în România. Despre celelalte, pot să-l invit pe domnul Iliescu să susțină că au fost cumva necesare. Din punctul meu de vedere, au fost morți de un tragism cumplit, dar rezultatul unor confuzii inimaginabile, uneori rezultatul unor atrocități, cum a fost cazul echipajelor USLA masacrate în fața Ministerului Apărării Naționale, sau cazul unor confuzii criminale, cum a fost cazul soldaților în termen, mitraliați de pe esplanada aeroportului Otopeni. N-a fost o confuzie acolo. Ba da, a fost o confuzie teribilă. Sau
dacă vrei, trei generali, un capitan, capitanul Zorilă, cel care conducea dispozitivul de la Otopeni, și generalii care conduceau Vlad, securitatea, și nu mai știu, șeful aviației, că nu-l mai țin minte cum îl cheamă, au fost condamnați pentru faptele respective. S-au pronunțat mai multe condamnări, e adevărat, ca să nu mai vorbim de sutele și sutele de morți, nu doar în București, ci și multe alte orașe ale României, în starea aceea de confuzie teribilă, care a fost întreținută de noi lideri politici ai țării și militari, trebuie să spunem asta. De Ion Iliescu, Silviu Brucan, Tică Brateș, generalul Stănculescu și așa mai departe, toți cei care au inventat fenomenul terorist. Da, Vlad, în primul rând, doamnelor și domnilor, să știți așa, că Vlad Petreanu a fost revoluționar în București. A fost revoluționar. El a fost cu Kalașnikovul în mână, gata să, da, mă rog, da, da, să apere revoluția și așa mai departe. Vlad, în primul rând, aș vrea să te asigur de faptul că precis, stai puțin, cel mai mare regret al meu este că am avut doar 15 ani la revoluție și că eram la țară. Plângeam că nu puteam să fiu și eu, da, la revoluție atunci. Aș vrea să fac o precizare. Cu tot respectul. Toți am, secundă, fi, am fi vrut să facem asta. Dar nu, vreau să facem o precizare, să nu se înțeleagă cumva greșit când ai zis că sunt revoluționar. Fără certificat. Eu da, nu am solicitat niciodată, nu. Nici n-am și nici nu mi s-a oferit și nici nu mi-a trecut vreodată prin cap să cer vreun certificat de revoluționar. Deci să fie foarte clar asta. Da, așa, bun. Ideea am tot respectul pentru revoluționare, evident. Iar eu am tot respectul pentru tine și pentru cei care, la fel ca tine, au participat în acele zile, aș fi vrut și eu, dar eu trebuie să spun acest lucru. Eu am fost în fața televizorului și am regretat mulți ani după aceea, regret și astăzi, că nu m-am putut implica, eram prea tânăr, din păcate sau din fericire pentru mine. Ceea ce însă nu ne îndepărtează de tema de astăzi și eu nu m-aș referi doar la zilele imediat următoare datei de 22 decembrie când a fugit Ceaușescu, ci la acești 30 de ani în care unele lucruri le-am reușit. Am reușit să intrăm, suntem o țară europeană, suntem în NATO, dar... Stai puțin. Da. Când tu, că tu spui, de fapt, Moise, argumentația lui Moise este, domnule, oricum cădea comunismul. Da. Asta e nu știu ce. Și oricum a căzut. Dar asta presupune cumva, da, printr-un soi de ricoșeu logic, că timișorenii care au ieșit pe 16, de, mă rog, începând cu 15, da, pe 16 decembrie ca să protesteze, nu special în apărarea pastorului Tökeș, ci împotriva privațiunilor dictaturii, privațiunilor la care erau supuși de dictatură. Presupune că ei s-au gândit că se duc special să moară ca să provoace ceva. Nu, oamenii au ieșit în stradă, da, adică oamenii au ieșit în stradă ca să-i spună păsul. Da. Și răspunsul autorităților a fost să tragă în ei cu muniție de război. Da, adică n-a fost vreo alegere. Formidabil mi se pare că după ce s-a întâmplat pe 16, când au fost bătuți, alungați, au ieșit pe 17 și au fost masacrați și au continuat să iasă, să încerce să iasă și pe 18, deși știau ce se întâmplă. Înțelegi? Asta mi se pare formidabil. Și eu spun că a fost atunci o inevitabilitate. Momentul în care regimul a deschis focul împotriva acestor oameni, morțile lor au devenit, dinamita care a aruncat în aer acest regim. E și obligat a fost pe ceilalți să iasă din casă. Da, da, adică nu poți. Pentru că este, dom'le, a fost un sacrificiu suprem pe care nu-l ceruse nimeni acestor oameni și nici ei nu se gândeau că s-ar putea să li se întâmple, cel puțin primilor. Următorii cred că s-au dus gândindu-se că s-ar putea să li se întâmple ceva. Și dacă citești mărturiile timișorenilor care au participat la acele evenimente, cel puțin în primele zile, o să constați că mulți dintre ei spun, domne, ne duceam cu pieptul desfăcut, cu haine desfăcute și spuneam, trage-mă. Lucru care s-a întâmplat la Cluj după aceea, când armata, mă rog, când trupele chiar au tras în demonstranți care erau cu pieptul dezvelit și spuneau, trage-mă. Și chiar au tras. Bun, fără astea, cădea comunismul? Nu știu. În România se pregătea un comunism dinastic. Nu exista, spre deosebire de Cehia, spre deosebire de Bulgaria, unde chiar și bulgarii, da? Da, da, l-au debarcat pe Jivkov. Ei între ei acolo. La noi nu exista niciun fel de rezistență. I-a debarcat Gorbaciov pe toți. Bun, în România Gorbaciov nu avea autoritate. Așa este. Așa este. Deci, cădea comunismul? Eu zic că nu e atât de sigur. Cunoscând politicienii din România, da? Ci, Dumnezeule, am avut un exemplu, cu asta termin, am avut un exemplu până anul trecut, cu un lider de partid, cu Cazier, liderul celui mai mare partid, infractor, domnule, care a ținut partidul ăla într-un pumn de fier și toți s-au încolonat în spatele lui, deși nu riscau nimic
dacă încercau să-l debarce pentru că era un infractor și pentru că ducea România într-o țară, într-o direcție greșită. Dar aminte pe vremea lui Ceaușescu. N-a existat opoziție la Ceaușescu. S-a dus Toașu Pârvulescu la Congresul 11, dacă nu mă înșel. 1979. Și a ținut un discurs și noaptea l-au scos din casă și așa. Și au mai fost 6 activiști de partid care au trimis o scrisoare la Europa Liberă când se prăbușise comunismul în jur oricum. Aceasta e întrebarea pe care o adresăm dumneavoastră, celor care ne ascultați. 0372069599 este numărul la care vă rog să sunați din acest moment. Bună ziua, Ionuț! Bună ziua! Cred că ar fi trebuit să prezentați mai în ansamblu lucrurile, și anume întâlnirea de la Malta dintre Gorbaciov și Bush, întâlnirea anterioară dintre aceștia și Reagan, care a fost în 88, și evident încetarea războiului rece care a fost stabilită la întâlnirile acestea. Dar date fiind astea, comunismul în România n-ar fi putut să mai dăinuie prea mult. Eu cred că, din păcate, oamenii care au murit... De ce credeți că n-ar fi putut să... Da, nu dau seama dacă avem o întârziere în dialogul nostru și de-aia ezit să vă întrerup prea din scurt așa, dar de ce credeți că în România comunismul n-ar mai fi rezistat multă vreme? Adică, în afara... să zicem că n-ar fi fost manifestațiile de la Timișoara. Dumneavoastră credeți că atunci când s-a instaurat comunismul, s-a instaurat cu de la sine putere? Nu, a fost statul de aromată de ocupație, da. Da, exact, tocmai încetând presiunea asta dată de ocupație, ar fi căzut de la sine. Trupele sovietice s-au retras din România, iertați-mă, știu că o să fie dificilă emisiunea asta, voi mai vorbi din când în când sau vom vorbi un pic peste dumneavoastră. Trupele sovietice s-au retras din România în 1958. S-au retras trupele, dar presiunea și posibilitatea intervenției imediate a existat încă... A existat până când a căzut pactul... A existat tot timpul. Asta vedeți că e o zonă destul de controversată. Eu aș vrea să vă spun doar atât. Mai importantă decât întâlnirea de la Malta a fost întâlnirea dintre Ceaușescu și Gorbaciov, de fapt dintre Gorbaciov și toți liderii statelor socialiste, din 4 decembrie 1989, când Gorbaciov le-a spus ce a discutat la Malta și ce urmează. Acolo Ceaușescu, avem stenograma discuției respective, pentru că a fost o întâlnire în patru, au fost și prim-ministri, nu numai șefii de stat. Ceaușescu aproape că l-a sfidat pe Gorbaciov, adică a râs la limita diplomației de perestroica și de planul lui Gorbaciov. Adică, din punctul ăsta de vedere, Vlad are dreptate. Și dumneavoastră aveți dreptate când spuneți, domnule, presiunea sovietică a existat tot timpul și deși mulți istorici spun, domnule, Gorbaciov sub nicio formă n-ar fi acceptat intervenția, probabil că în 89 nici n-a acceptat-o, că Iliescu a cerut-o. Dar în 91, vă reamintesc, încă era Gorbaciov când armata sovietică a intervenit violent în țările baltice. Deci aceste evenimente confirmă și ceea ce spuneți dumneavoastră. Presiunea sovietică a Armatei Roșii încă ar mai fi existat cel puțin 2 ani până s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Deci reveniți la întrebarea de azi. A meritat sau n-a meritat? La o întrebare eu trebuie aveam să răspundem. 10 ani la Revoluție. Retrospectiv, așa, eu nu cred că a meritat. Eu cred că o mare parte din cei care au murit, fără să-și dea seama, au fost victimele unei manipulări care a făcut posibilă acapararea puterii de către domnul Iliescu și tot ce a urmat după aceea. Pe de altă parte, privind acum, suntem în Uniunea Europeană, putem vorbi liber, putem pleca, ne putem și întoarce, poate că a meritat. Nu știu, e o dilemă, e o întrebare grea, fără un răspuns clar. Vă mulțumim. Dar, în mod sigur, nu a meritat ca să ajungă domnul Iliescu. Vă mulțumim pentru intervenție, Ionuț. Da, tot nu sunt de acord cu formularea a meritat sau n-a meritat. Formulează altă întrebare, fost, dacă vrei. A trebuit să moară, dacă vrei, ca să cadă comunismul. Asta eu e. Eu nu cred asta. Dacă au trebuit să moară la Timișoara, dacă a fost inevitabil. Adică, iertați-mă dacă spuneți că, păi oricum, cădea comunismul, numai cu 2 ani înainte, în Brașov, a fost o revoltă a muncitorilor de la uzinele din Brașov. A fost mai mult represiune decât revoltă, să știi, în 97 la Brașov, în 87 la Brașov. A fost revoltă, nu, represiunea a urmat revoltei. Da. Păi, da, represiunea a fost mult mai amplă decât revolta propriu-zisă. Da, a fost o revoltă care a început... Oarecum accidental. Da, bun, sigur, dar a început, numai o secundă, a început mai sus.
decât Timișoara. În Timișoara s-au strâns câteva zeci de persoane pe 15 decembrie în piața Sfânta Maria ca să apare un pastor reformat maghiar. Da, așa este. În Brașov a ieșit clasa muncitoare furioasă pe străzi, s-a dus la, la județean de partid și i-au dat foc. Adică intensitatea revoltei a fost mult mai mare, chiar dacă n-au participat de câteva sute de persoane. Dar represiunea care a urmat a fost medievală. Adică nu avem timp acum, dar faceți acest minim efort și căutați pe internet, pe Google, dați o căutare să vedeți ce a însemnat represiunea, ce metode de tortură din anii 50 au fost aplicate împotriva acestor muncitori care au fost aproape mutilați în bătaie după arest. Și eu nu, mie nu mi se părea în 89 că regimul Ceaușescu dă vreun semn că ar putea să înceteze cumva, deși în jur cădeau toate piesele de domino. Și revoluția îți dă dreptate. Modul brutal în care Ceaușescu, fără nicio ezitare, a cerut foc încă de la Timișoara și apoi la București, adică îți dă dreptate. Și totuși asta nu înseamnă că n-ar fi căzut comunismul. Cum? Cum? Îți imaginezi o România o, gen Coreea de Nord, așa insulară? Nici Coreea de Nord n-ar rezista dacă n-ar ține o China în viață, de fapt. Nu după, în mijlocul Europei? Nu după 30 de ani. Dar cât câți? Mai așteptam? 10 mai așteptam? Probabil că da. Poate că murea Ceaușescu? Vlad, până în 96 tot în comunism am rămas. Asta e marea problemă. Nu sunt de acord că am rămas tot în comunism, deși nu a fost mare democrație. Ok. 0372069599. Bună ziua, Laura! Bună! Eu aș prezenta o altă perspectivă, nu neapărat cea istorică, ci mai degrabă cea psihologică, cea emoțională. Poporul român este un popor profund emoțional și cred că a fost nevoie de un șoc emoțional pentru ca lucrurile să iau altă turnură. Un moment, aș fi de acord cu dumneavoastră, Laura, dacă pe 20 mai 1990 poporul român n-ar fi votat singurul dintre cei trei comuniști care au candidat la președinție. Nu, dar tot emoțional au votat atunci, iartă-mă, profund emoțional, de frică au votat. De frica cui? Exact, de frica schimbării, spus, pentru că brusc, da. După, o secundă, Laura, deci după 50 de ani de partid unic, totalitar, care a reglementat fiecare aspect al vieții, practic, deodată totul a dispărut. Nu mai era nimeni care să ne spună ce să facem. Noroc că a venit domnul Iliescu și a zis: aveți încredere, am eu grijă de voi. Cum? Asta e dezbaterea de la ora 16. Hai să o lăsăm pe Laura să-și continue ideea. Poftiți, Laura. Am nuanțat. Am spus, a luat o altă turnură. Încet. Schimbarea nu se face dintr-o dată, schimbarea se face pe termen lung. A fost un punct de start. Un start foarte greu, foarte anevoios pentru noi toți. Sunt de acord cu Vlad, nici eu nu aș pune problema dacă au meritat sau nu să moară. Aș pune problema, a trebuit, normal, la nivel individual nu. Pentru fiecare este o suferință mare și orice om, cât de cât relativ normal, nu ar pune problema că e nevoie să moară cineva. Dar situația de atunci, eu aveam 7 ani la Revoluție, țin minte, toți anii copilăriei îmi sunt plini de imagini gri, plini de, de fundamentul acesta a lipsurilor, lipsuri de toate felurile, de curent, lipsurile, da. Posibilitatea de a te exprima. Iar marele câștig pe care eu îl văd acum, după 30 de ani, este că oamenii care au potențial astăzi și vor să și-l da. Și maximizeze și să poată să devină niște cetățeni care să ducă lucrurile într-o direcție bună pentru marea majoritate, pot face treaba asta. În afara țării. Înainte de 89 nu puteai să o pot face în afara țării. Și aici. Nu, iertați-mă, aici nu, iertați-mă, Laura. Și astăzi aici ne luptăm cu aceeași birocrație de sorgintă comunistoidă. Mă rog, probabil că e precomunistă, ne da. Luptăm. Păi ne cei luptăm. Care alegem să stăm aici, cei care alegem aici ne luptăm, pentru că n-avem ce să facem. Păi ați formulat ca și cum noi am fi o meritocrație în România. Deci că dacă cineva vrea să devină în România, domnule, are deveni. Drumul deschis. Vom deveni, dar schimbarea la scală istorică este va fi probabil vizibilă încă peste 20 de ani.
uite, iar așa consider eu. Bine, da. Mulțumim, Laura. Eu cred că particularitatea regimului Ceaușescu era că era hotărât să supraviețuiască în orice fel de condiții și să răspundă cu o brutalitate extremă, cum a și făcut-o, cu violență extremă și cu represiune medievală, la orice fel de tentativă de protest, adică nici măcar... Deci Ceaușescu a dat ordin să fie împușcați proprii cetățeni pentru că protestau împotriva regimului. Asta a fost. Știți cum a căzut comunismul în Cehoslovacia? În Cehoslovacia oamenii s-au strâns pentru a comemora autoincendierea unui student ceh, Jan Palach, în 1968, după invazia trupelor sovietice. Lucru care se întâmpla, deci an de an cehii au făcut asta, 30 de ani la rând. Și în 1989 a fost o manifestație uriașă, dar niciodată trupele n-au deschis foc împotriva acestor manifestații. Germania. Știți cum a căzut comunismul în Germania de Est? Practic, prin trecerea graniței de către 10.000 de est-germani care s-au refugiat în ambasada, sau mă rog, în zona ambasadei vest-germane din Praga. În România, imaginați-vă că 10.000 de români ar fi încercat să treacă granița. Păi Ceaușescu dădea ordin să-i împuște pe toți. E un pic mai complicat de atât. În tot blocul răsăritean, Gorbaciov a inițiat schimbarea liderilor comuniști, sperând el într-o reformă a comunismului după modelul Glasnost. Și surpriza mare, inclusiv a lui Gorbaciov, a fost că populațiile țărilor comuniste, acei lideri n-au rezistat, cei mai mulți dintre ei au rezistat 3 luni, 6 luni. Oamenii chiar voiau democrație, chiar voiau libertate, nu mai voiau comunism. Gorbaciov în realitate n-a înțeles ce s-a întâmplat. Ceaușescu a înțeles mai bine decât Gorbaciov și asta reiese și din discuția aia din 4 decembrie. Gorbaciov a crezut că poate supraviețui comunismul într-un regim liberal. Versiune reformată. Mai relaxată, mai de piață, un soi de... Socialist de piață, chiar așa se numește, da, ok. Deci el n-a înțeles, Gorbaciov, ce s-a întâmplat. Dar, încă o dată, e important să precizăm faptul că probabil nici în Germania nu s-ar fi ajuns, Germania de Est, nu s-ar fi ajuns la așa ceva dacă Gorbaciov n-ar fi inițiat schimbarea. De fapt, singura țară unde a căzut pur și simplu comunismul și încă în urma unor alegeri a fost Polonia. Polonia. Așa este, da. Deci, solidaritate, atenție, după trei runde de violențe, începând de la instaurarea comunismului și până în anii 80, da. Polonia și cu solidaritate a ajuns să câștige pur și simplu alegerile democratic, să înlocuiască democratic comunismul. Dar numitorul comun al tuturor regimurilor despre care vorbești în lagărul comunist în afara României, numitorul comun este că guvernele comuniste din acele țări au făcut un pas în spate la un moment dat sau oameni de la conducerea acestor partide comuniste au hotărât să înlocuiască liderii, cum s-a întâmplat cu Honecker. Cred că și în Ungaria a fost la fel. Da? Și cu Zhivkov, da? A fost la fel. Peste asta tot a fost nu la fel. S-a întâmplat în România. Nu și s-a întâmplat. Nu se semne că s-ar fi întâmplat. Nu există niciun fel de informații istorice. Nu sunt atâta, doar că Ceaușescu era foarte bătrân. Și probabil că mult n-ar mai fi trăit. Dom'le, știi cum, scuză-mă, tot speram într-un cancer al lui Ceaușescu, să fiu iertat. Dar după congresul al 14-lea, deci toată lumea credea că la congresul al 14-lea o să moară la tribune. Și dom'le, era plin de energie acolo, serios. 0372069599. Bună ziua, Mircea. Bună ziua, Moise, și colegilor și ascultătorilor dumneavoastră. O să răspund în primul rând direct la întrebarea pe care ați formulat-o și după aceea o să vă rog să-mi dați voie să argumentez. Răspunsul este da, a meritat. Inițial și eu m-am gândit ca și colegul nostru, domnul Vlad, că totuși e cam dur opusă întrebarea și că nu e corect pusă. Dar după aceea mi-am amintit de un citat foarte vehiculat din Thomas Jefferson, un din fondatorii Statelor Unite ale Americii. Să spuneți, cu arborele libertății... Da, spuneți. Exact. Ziceți citatul. Arborele libertății trebuie din când în când udat cu... Arborele libertății trebuie spuneți din când anul. În când udat cu sângele. Spuneți și anul în care a spus Jefferson chestia. 1787. Aha, da. Deci 200 de ani, domnule. 1787. Cu sângele eroilor și al tiranilor. Da, corect. Și am să vă spun de ce consider că totuși, într-adevăr, au meritat. Chiar dacă, după cum a spus și noastră puțin mai devreme, au fost două episoade ale Revoluției. Episodul de până în 22 decembrie și episodul de după 22 decembrie, când aparent toți cei 1000 și ceva de oameni au murit, să zicem, inutil, au murit pentru a pune,
pentru a legaliza un scenariu, un furt al Revoluției. Nu, n-au murit nici acei oameni degeaba. Și am să vă spun de ce a meritat. Adin Aure a spus că foarte mulți lideri comuniști au dat la o parte în țările blocului, fostului bloc socialist, că partidele comuniste s-au dat la o parte, că Gorbaciov n-a înțeles că oamenii vor o schimbare, vor libertate. Fără morții din România, să știți că Europa consideră că datorează, chiar ascultându-vă emisiunea mi-am dat seama de acest lucru. Europa datorează iarăși foarte mult României, pentru că victimele Revoluției Române exact asta au demonstrat. Atrocitatea unui regim, cum este regimul comunist, practic, după ceea ce s-a întâmplat în România, cred că timp de ani de zile, pentru că în alte țări au fost mai, să zicem, au avut oarește conștiință față de cei din România, liderii comuniști noi și-au mai avut pe o să iasă la lumină. Da, aș vrea să fie așa cum ziceți noastră, dar nu e, să știți. Fără morții, este o impresie personală, fără morții din România, cred că ceea ce se întâmplă acum după 30 de ani se întâmpla mult mai repede. Scoteau capul mult mai rapid și naționaliștii și comuniștii și toți cei care vreau să-și conserve privilegiile. Iar mult mai rapid, după 5 sau 10 ani din anii 90, cred că ar fi avut mai multe șanse decât ar fi avut acum. Păi stați un pic, 13 iunie 1990, ce a fost 13 iunie 1990? Sau nu vi s-a părut suficient de repede sau cum? Păi nu, la noi nici măcar n-au intrat în pământ. La noi au furat Revoluția în 22 decembrie. Un singur argument am în sprijinul acestei afirmații. De ce Frontul Democrat Român înființat în 20 decembrie nu s-a constituit la nivel național și la București s-a constituit altceva? De către Frontul Democrat Român de la Timișoara, la el vă referiți. Exact, Frontul Democrat Român de la Timișoara, mă așteptam, ascultam, aveam și 18 ani atunci, eram lipit de Europa Liberă, nu mai opream postul de radio, nu. Chiar în momentul în care la București s-a înființat Frontul Salvării Naționale, am simțit că nu mai înțeleg nimic. Ce e asta, cine sunt ăștia, ce vor ăștia? Revoluția înseamnă Frontul Democrat Român. Da. Nu vă pot contrazice. A fost o mișcare politică. Da. A fost o mișcare politică care a legalizat o tentativă de continuitate, numai că violența reprimării și până și ceea ce au înscenat ei după 22 și l-a scăpat oarecum de sub control, până și aia i-a încurcat, pentru că n-au mai putut. Iar ceea ce s-a întâmplat în iunie 90, evident, a fost același lucru. Deci au încercat să-și privileze, nu cei care au pus mâna pe putere în 22 decembrie, profitând de Revoluția din Timișoara, nu au făcut decât să încerce să meargă pe planul lor inițial, continuarea unei perestroica, dacă vreți, a unui comunist cu fată umană. Nu le-a ieșit. Tocmai de-aia nu le-a ieșit, pentru că Revoluția totuși a fost destul de violentă în România și a demonstrat atrocitățile unui regim. Nu au mai putut să treacă peste asta. Ok, e impresia dumneavoastră, o respect. Dar istoric vorbind, lucrurile sunt documentate un pic altfel. Doar un minut și vă povestesc în felul următor. În decembrie 1989 vorbim în primul rând de o Franță foarte socialistă, ca să nu zicem comunistă de-a dreptul, care îl sprijinea foarte tare pe Gorbaciov, ba mai mult decât atât, pe relație cu Margaret Thatcher, avea o mare emoție de reunificarea Germaniei, sprijinită de americani, dar nu atât de repede. Există stenograme de asemenea ale discuției între Mitterrand, Thatcher și Gorbaciov din acest punct de vedere. Gorbaciov, care simțea pericolul colapsului blocului răsăritean, îi avertiza tot timpul pe liderii vest europeni cu care era prieten, că dacă se întâmplă unificarea Germaniei, în Uniunea Sovietică va avea loc o lovitură de stat și că militarii îl vor îndepărta de la putere, ceea ce s-a și întâmplat, dar abia în august 1991. În acest timp, Germania, care se mișca, Germania Federală, Germania de Vest, care se mișca extrem de bine în acei ani, a avut grijă să se implice inclusiv în înlocuirea guvernelor comuniste din jurul său, Polonia, Cehia, Ungaria, prin încurajarea ceea ce după aia s-a numit grupul de la Visegrad. Ceea ce voia Gorbaciov însă și despre ce se discuta în acei ani era crearea unei uniuni europene de est, o inițiativă la care cine credeți dumneavoastră că a achesat?
Doar România, domnule, doar România. România lui Adrian Năstase și a lui Ion Iliescu mai ales. Petre Roman s-a dus, Petre Roman care era prim-ministru s-a dus atunci în Franța, a fost primit cu foarte multă răceală. Petre Roman era singurul săracul de el care vrea o România occidentală în 1990. Iar francezii râdeau de el, pentru că locul României din punctul lor de vedere era în proiectul lui Gorbaciov. De-aia vă spun, deci rolul României în dinamica europeană ar fi fost bine să fie mai mare. Și eu aș fi vrut acest lucru, dar din păcate istoria a consemnat un pic altceva. Știți că spre uluirea generală în societatea românească, Ion Iliescu a semnat un tratat de prietenie cu Uniunea Sovietică înainte, cu puțin timp înainte de prăbușirea URSS. Dar nu numai. Au fost întâlnirea de tratatului de la Varșovia, el susținea tratatul de la Varșovia și piața comună Caer. Numai că rămăseseră doar doi, Gorbaciov și Iliescu. Nici bulgarii măcar nu mai voiau asta. Adică, mă înțelegeți, acolo era România în 1990. Și de-aia vă spun, mare atenție la ceea ce s-a întâmplat. Noi am mai avut dezbaterea asta, tot la avocatul diavolului. Mai știi când am zis că alegerile din 20 mai 1990 au fost de fapt un referendum prin care poporul român s-a pronunțat pentru păstrarea comunismului? Da, mi-aduc aminte dezbaterea, n-am fost de acord cu tine. N-ai fost de acord cu mine, trebuie să ne amintim, Vlad, dar asta o să facem de la 16 cu timișorenii care vor fi aici în sala Teatrului Maghiar de Stat, de pe strada Alba Iulia. O să ne amintim cam cum gândeau românii atunci, ce înțelegeau ei prin comunism și prin capitalism, de ce au ieșit în stradă, ce voiau, ce urmăreau și așa mai departe. Cristi, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Alo. Alo, mă auziți? Da, da, poftiți, Cristi. Nu vă auzi. Salut, Moise. Moise, cu tot respectul, revoluția a fost până în 22. După aceea n-a mai fost. După aceea a fost altceva. Dar, cu răspuns la întrebarea ta, aș vrea să dau un citat, dacă îmi permiți. Vă rog. Poate? Da, da. Alo. Viața asta e bun pierdut când nu o trăiești cum ai fi vrut. Și cum ar vrea un neam călău să arunce jug în gâtul tău. E rău destul că ne-am născut. Mai vrem și al doilea rău. Din zei de-am fi scoborâtori, cu moarte toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit, flăcău ori moș îngârbovit. Dar nu-i tot un aleu să mori, ori câine înlănțuit. Da, am meritat. Am meritat pentru că noi doi putem să stăm de vorbă astăzi și putem să ne spunem toate lucrurile acestea pe calea undelor și să ne audă o țară întreagă. Și dacă nu mureau 1000 și de oameni, n-am mai fi vorbit noi astăzi pe calea undelor liberi? Nu. Poate că vorbeam altfel, poate că istoria... Dar haideți să nu ne pierdem în istorie contrafactuală. De ce nu? Asta v-am propus. De fapt, asta v-am propus azi să facem. Mișcarea care a plecat atunci a meritat. S-a trebuit făcut lucrul acesta ca să putem să privim înainte fără să ne fie rușine. Și să privim înapoi fără să ne fie rușine. Deci noi putem privi astăzi... Dom'le, asta e de fapt întrebarea. Putem privi astăzi înapoi fără să ne fie rușine? Eu pot să fiu, că am fost acolo, am fost în 21, am fost în 22 în București și aveam 22 de ani atunci. Și mă doare să văd că oamenii, chiar și cei mai tineri care aveau puține atunci, nu știu ce s-a întâmplat atunci și privesc deformat ceea ce s-a întâmplat după aceea. Într-adevăr, lucrurile nu au evoluat după căderea acelui regim, pe care nu l-aș numi comunist, l-aș numi o cleptocrație. Pentru că au fost, ai noștri nu au fost revoluționari de profesie ca în Rusia. Ai noștri au fost niște, în cea mai mare parte, au fost niște oportuniști care au sărit în barca comunistului. Și au fost slujitorii de serviciu a Armatei Roșii, i-au instalat acolo pentru că erau gata să facă. Aș fi de acord cu dumneavoastră dacă Ceaușescu și Gheorghiu Dej n-ar fi făcut excepție. Să știți că și comunismul românesc a avut revoluționari de profesie, dar Gheorghiu Dej și Ceaușescu n-au făcut parte dintre aceștia. N-au fost, adică, plătiți de puterea sovietică ca să facă comunism. L-au făcut din convingere. L-au făcut, dar l-au făcut în felul lor. Nu l-au făcut în felul lor, l-au făcut în cel mai stalinist model cu putință. Deci atât Gheorghiu Dej cât și Ceaușescu, ce au făcut în România a fost stalinism. La Ceaușescu se poate vorbi și de o latură legionară, cred eu. Mare atenție. Ceaușescu cred că a încercat să dezvolte un național comunism. Și ultranaționalist, aș putea să spun. Da. Așa este, un național comunism. Da. Faptul că se uită ce au făcut acești oameni în anii 50 este trist. Pentru că să spui că s-au fost și lucruri bune atunci, este să uiți sutele de mii de morți și tot ce s-a distrus pentru a-și clădi soclurile lor. Bine, vă mulțumim. Eu cred că a fost în departea lui Vlad,
Vreau să las și pe alții să vorbească. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Cristi. Emisiunea aceasta se încheie aici, dar o să mai avem una de la ora 16, pe care o să n-o dăm practic de această dezbatere. Până la urmă, să știi că de la asta pornim, Vlad. Adică noi suntem generația care a dus mai departe acest gând și la 30 de ani aceasta e întrebarea, dacă ne este sau nu rușine pentru ce am făcut după. Da, e bună întrebarea asta. Sincer, nu cred că poate să fie rușine pentru că ai făcut tot ce depindea de tine în condițiile în care nu știai ce trebuie făcut. Adică, iertați-mă, pentru noi capitalismul și democrația nu erau nici măcar concepte despre care citeam în cărți. Nu erau... erau ce vedem la televizor. Da, deci aveam model noi, la unguri, la sârbi chiar. Nu aveam niciun model. România era o țară închisă din punct de vedere informațional. Păi după aia am văzut. Societatea românească habar n-avea. Pentru societatea românească, pentru români, și asta nu e vreo jignire sau ce, era starea de fapt. Capitalismul era că vedeam la Dallas. Da, că nu, sunt... s-a oprit din 82 și Dallas. Ei, poftim. Așa. Mai vedeam pe filme, deci îl vedem pe Chuck Norris. Asta era, caseta video, VHS, da, și săpunul polonez. Asta era capitalismul pentru noi, chiar dacă venea din Polonia. Nu uitați de la ora 16, dar eu zic să veniți de la 15.30, că la 16 intrăm deja în emisie. De la 15.30 vă așteptăm pe timișoreni și tineri și mai în vârstă, dar eu pe aia tineri aș vrea să-i întreb mai ales, cum văd ei România de acum 30 de ani? Ce se va întâmpla cu țara asta? Vom mai fi noi în UE, în NATO? Va mai exista România? E o întrebare asta. Peste 30 de ani va mai exista România? Sau Uniunea Europeană? Sau NATO? Haideți la Teatrul Maghiar de Stat din strada Alba Iulia, numărul 2 din Timișoara și să vedeți ce dezbatere facem noi în direct și pe Europa FM și pe internet. În rest, celor care nu pot ajunge aici, le mulțumim pentru atenție și dacă nu ne mai auzim până zilele astea, sărbători fericite, toate cele bune și să avem un an mai bun anul viitor. Timișoara în direct cu Moise Guran și Vlad Petreanu la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu!